vamos lá tomar pela aí, tchau. Lasă pe domnul zicel. Bă, ăsta ia vină un coace, mă. Băi, rață, tu ești, mă? Ce faci, mă? Fur clienții, mă? Bă, fur clienții, mă? A, fur clienții? A, alău, domn. De ce ai venit aici dacă n-ai luat tu comanda, a? Zi, mă. Am luat eu comanda, domnule. Cum ai luat tu? Că eu aveam comandă. Aici... Păi să nu mai te prind aici, că-ți fac gaură în taxiu. Bine, ne mai vedem. Ia veniți, domnul, cu acei. Da, domn Ficele. Hai sus în mașină. Ok, domn Ficele. Ia zi, măi, rujatule, unde vrei să te duc? Aici, domnul Ficele. Bă, hai suna la taxiul să te aduc. Domne, hai suna la taxiul să te aduc aici, domne. Da? Păi la ce aveai? Aveai nevoie să te facă cineva o poză când te dai jos din taxiul? Hai, domnul Ficel, că te stai. Dar de ce v-ați rujat așa? Că n-aveți. N-am prea mers. Ce n-am mers, mă? Vezi ce buze, ai zici că ești gagică? Să nu spui că te-ai dat pe invers acolo la orbeasca de jos. Nu prea, nu prea, domnului. Îți mai plac fetele sau tot pe băieți, tot pe băieți? Bă, fetițe, domnul fiicele. Vă plac fetițele? Da. Au! Ce-ai pățit, mă? S-a făcut rău o mașină, mă. Domne, mă bagi în pușcărie, domne. Ce să fac eu acum, domne, cu el? Asta i s-a făcut rău aici, a căzut. Domne, să sun la salvare, la poliție, la ce să sun? Da, domnul, la medic. Puneți că o iubesc pe nevastă și o iubesc foarte mult. Aici, medic, medic! Ce-a spus, domnule? Ce s-a întâmplat aici? I s-a făcut rău! S-a făcut rău. Eliberat zona! Eliberat zona! Domnul doctor, spuneți-mi, domnul acela, că o să mă ducă și mine până acolo. Domnul Polarin, vreți explica ce s-a întâmplat? Poftim? Bune. Domnul cu pălărie, îmi puteți explica ce s-a întâmplat? Sigur, domn, dânsul a sunat la taxiu și cred că are ceva de astea, cred că a fumat sau e beat, nu știu. Că văd că e dat cu ruj pe față. Are anestezie, am făcut anestezie acum 10 minute pentru că a avut un accident mai grav și are să stea în spital. Poftiți? Nu, că n-a vrut să plece, a sunat la taxi. Și când ai zis, domne, unde vrei să te duc? Aici. Zic, cum să te duc, domne, aici, că de aici pleci? Dar l-ați dat cu ruși? De ce l-ați dat cu ruși? L-ați bătut sau nu? Nu, domne, cum să-l bat, domne, cum să-l bat? E sânge? Da, da, da. A avut un accident foarte grav, a fost operat la gură. Domnul Fiecel, vreți să mă bătut? L-am cusut și trebuia să stea în spital acum, dacă a fugit 10 zile. Domnul Cuchelie, vă rog frumos să eliberați zona. Dacă nu aveți nimic de spus, eliberați zona. Este valabil și pe dumneavoastră, domnul Cugeacă. E cu mine, domnul Cugeacă. Colegul. E taxi, e colegul meu de la Uber. Domnul, deci ce aveți, domnule, că dânsul a sunat la taxi și când l-am întrebat unde vreți să vă duc, s-a suit la mine în taxi pe bancheta din spate. Și când întreb unde vreți, domnule, să vă duc? Aici. Și apoi nu știu ce a mai mormăit el pe acolo și a deschis-o și a căzut jos. Ți s-a făcut rău, mă, băiatule? Că a rămas anestezia. Mă, băiatule, te simți bine? Da, domnul, mersi. Sunt mecanicul ăla. Da, haideți în spital. Haideți, urmați-mă în spital, vă rog frumos. Mergeți în spital, domnul, că sunteți bolnav. Vă rog frumos, că văd că nu prea...
Domnul Cufrăniu, vreau foarte cunoscut. Nu sunteți cumva, n-aveți cumva o porecă pe mine Firicel? Domnul, eu sunt Firicel al lui Cimpoaie, domnule. M-ați prins. Mai dai domnul în spital, măi. Da, domnul, sunt Firicel al lui Cimpoaie și sunt aici cu prietenul meu Gianni Orlando. Și suntem în căutarea lui Celentano. Nu l-am găsit deocamdată. Haideți că am primit o comandă, hai, domnul, trebuie să plec. Trebuie să plec, domnule, am primit o comandă, sunt un muncitor adevărat. Să vă doresc o zi bună și să rezolvați cât mai multe cazuri, să ajutați lumea. Și hai să plecă! Aolo, nu mai pornește. A, a pornit. Domnul, cum repar mașina asta, domnule, dacă nu... De... Doar la mecanic putem să... Aolo, bine zici, bine zici, da. Ai, ai, ai. Hai că merge să scoatem alta, dacă mă ține până acolo. Ia, 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 ia. Aici la dreapta, după aia la stânga, după aia la dreapta, după aia la dreapta, după aia la stânga, după aia la stânga. Bună ziua, domnul Waze. Sunteți de la Waze? Nu, nu. 10 persoane n-au dat like. Dreapta, dreapta, pe aici. Da, e pe aici, pe aici. Tot înainte, de tot înainte. Păi trebuie să-mi dai și mie aia cu tot înainte. E de la nu apă, domnule, cu aia, cu nu apă, știți? Nu știu, eu atâta știu că zice nu apă, nu apă, dar tot înainte aici, nu știu. Fă, aici, faci aici, mă, căcai, na. Aia n-am văzut-o. Ce nebună. Uite-l pe ăla, a greșit aia. A greșit din țara, băiatul meu. Ce faci, bă? Domnul, că avem de asta să ducem la forțele de muncă. Mamă, ce de taxiuri sunt în oraș, domnule. Toată lumea e taximetrist acum. O, Firicele, ce ai făcut? Firicele, Firicele. Firicela lui Cimpoaie. E taximetrist pe ploaie. Nu te speria, nu te duce, Firicel te aduce. Are wireless server? Băi, nu știu, avea, nu știu sigur dacă are. Firicel aluce în ploaie, e cel mai tare pe ploaie. Firicel aluci în ploaie, a venit chiar și pe ploaie. Bună ziua, bună ziua, a sunat la Luminița. Am sunat acum jumătate de oră. Mă iertați, mă, și iertați, dacă vreți puteți să mă pupați. Eu sunt Firicel aluci în ploaie, am venit mai greu pe ploaie. Ce important și bine e că am venit chiar și după tine. Unde vreți ca să vă duc? Că de aici nu mă apuc. La forțele de muncă, domnul, să-mi iau și eu. Forțele de muncă, stați pe loc că noi venim. Și pe loc ne ocupăm de un job și un alternator. Da. Avem spațiu, rap, avem de ceva. Toate. Firicel o dă pe driftoare. Asta e rap pe care n-l-ai citit. Dacă vezi, n-ai niciun schimb. Sunt venit aici de mult și vreau să mă apuc de cult. Vreau să-mi găsesc un job, să-mi fac și eu un... Să nu mai zic că băieții neghiob. Sunt Firicel al lui Cimpoaie, fac și drifturi și pe ploaie, pe uscat sau pe mărunt. Vreau să mă pupați în... să mă duceți mai la fund. Firicel aluci în ploaie, îi dă tare și pe ploaie, nu te teme, nu te teme, forțele de muncă sunt lene. Aer mai ei, Firicel. Aer, aer, nu mi-e frică, forțele de muncă îmi pică. Stați aici, nu vă dați jos că vă bag acolo la intrare. Colegul, a țipit colegul.
da. Păi ce faci, mă, dormi aici? Te-am luat să răspunzi pe stație, să mă ajuți la Comen și tu ai ațipit aici? Da, te-am luat pe aici. Domnul, v-am adus și aici și a taxa dumneavoastră e 200 de dolari de roni. 200 de roni până aici. Domne, nu speria. Uită-te în fața mea, avem ceas, avem de toate, banii sunt direct pe spate. Am venit chiar și pe ploaie, riduri, plouă, nimicitoare, noi o dăm direct pe foaie, dăm banii sau... Alo. Da, spuneți. Cum vă plătesc, domnul? Domnul, cash. Aveți acolo un buton, tasta F1. Apăsați pe buletin, pe aplicație F1, după aia mergeți la oferă bani acolo și îmi dați 200 de roni. Sunt pericol, domnul Rimă. Și mă simt cel mai bine. Domnule, să spuneți tare când ne dați banii la mare. Avem bani, avem de toate. Primit, domnule, ia, poftim. Cât ați primit? 200. 200, domnul. Domnule, vreau să vă zic să aveți parte de un job cinstit. Libric. Domnule, vreau să vă zic să aveți parte de... Da, o zi bună, la revedere. Domnule, vreau să zic și ție să pui mâna să prinzi comenzi. Că dacă nu mașina obelim. Uite ce arată ăla. Trebuie să mergem să schimbăm mașinuța, domne, că asta o lăsăm la sediu să o repare. Ia uite-l pe ăla, mă. Aici, pe stânga, cred că puteți. Aici, cum să nu merge? Aici ai comandă, mă, a fost comandă, așa-i? Da. Tot acolo de la primărie. Tot acolo mergem iar să schimbăm mașina cea tare. Ce cu atâtea rime, le dau direct pentru tine. Mergem tare, mergem moale, direct la taxi în parcare. Pericole rapper. Pericol e cel mai tare rapper din picioare. Are rimele la el. Mai ales dacă e Kel. E Kel care păr. Mereu plou, mereu ninge. Siricel are măsline. Dacă mai durează mult, mașina o ia la fund. Era să intrăm în ăsta, să-i facem auto băsta. Firicele, Dacia este cu noi. Pericol e cel mai... Domne, nu există așa ceva. Domne, ce să fac? Mașina mi s-a stricat. Unde o bag și unde o duc? Mașina e chiar la fund. Domnule, ce să mă fac? Mașina mi s-a stricat. Nu-i nimic. Lăsați acolo, uitați aici, una mai nouă. Ho, ce bine ai zis-o! Păcat că nu mi-ai deschis-o. Dar mi-am închis-o. Ai. Mașina mi s-a stricat. Una repede am comandat. El a zis-o de ea, a zis-o și mi-a adus-o în mașina închis-o. Ia vedeți, domnule. Nici acum?
Cobaina, ce ești, mă, Cobaina? Ca să deschid. Te las pe tine aici, dacă crezi că ești mai brici. Acum ea nu se deschide și a rămas blocată în sine. Nu merge, nu merge, băi, las-o așa, nu mai... Nu mai flăcăi. Hai, domne, mergi tu cu ea, aia. Vrei, domne, vrei să punem caracatiță pe mașină? Hai în față la poliție, hai în față la poliție. Mergi și parchează în față la poliție. Ușor, 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 mă, ușor. Domnul mecanic! Da, domnule, zi. Alo, domnilor. Stați un pic, domnul, stați un pic, nu vă enervați, domnul polițist. Stați că vrem să punem și noi. Domnul. Păi, vrem să punem și noi caracatiță. Vrem să punem caracatiță pe mașină. La asta parte. Stai, domnule, că vorbesc cu oamenii ăștia cam tare și nouă. Stați să termine, domnule, și... Ok, ok. Îmi spuneți după. Parchează-mă în altă parte, că îți dau amendă. Stați, domnul, nu vă enervați așa, domnule. Să parcheze, că se cred la el la țară acolo, pe câmp. Parchează unde vor. Unde parcăm, domne? Unde ne cred? Băi, eu sunt Firicel al lui Cimpoaie. Stau aici și pe ploaie. Și eu sunt medic. N-am auzit de medic. Domnul polițist, aici suntem la spital. Aici suntem la poliție, domnul, nu la spital. Nu, vreau să suntem la oraș, nu suntem la țară. A, nu știu, că eu nu sunt de la țară. Domnul polițist, a ajuns primarul în oraș? Nu. Așa că vine cheliul ăsta, uite-l. Glon s-a dus înăuntru. Nu. La 20-30 l-ați fermis, cred că da. Pentru că așa știu. Bă, hai să-i facem o farsă lui Perico. Băi, Ștefan, mă, stai, mă. Domnul, domnul mecanic, îmi puneți și mie caracatiță de aia pe taximetri să consume mai mult, să apăcăleți lumea, vă rog frumos. Domnul mecanic. Nu mai cer până la pe la ei. De ce, măi, domnule? Pot să mă învăț, domnule, alt truc. Hai să îmi puneți o caracatiță din aia. Hai, domnule, mai încoasă, vă învăț alt truc. Ia veniți. Dacă n-aveți o fișă, o idee, nu pot să ia de la dumneavoastră niște numere provizorii. Nu e colega, Ana. Deci, nu e de la brichetă. Cum mă prindeți țigarul, brichetă la brichetă. Să-ți coartă ăla și de câte ori luați un om, apăsați pe ăla și dublează suma. Sau domnul Bobonete. Da. Așa îmi duceți, a? E uite, mai simplu, că să duc la mine la servici să fac asta, mă prind șefii și... Da, stai un pic, stați un pic. Și dacă iar cu țigara? Dacă atunci când se suie clientul, ar cu țigara repede? Vă ajut și pot domnul să matriculeze mașina? Atenție la tax când calcă. O vrea să matriculeze mașina. Deci eu vreau să păcălesc lumea cu taxiul meu. Vreau să pun caracatiță, să păcălesc lumea. Ce trimiți cu domnul mecanic? Da, și așa. Să stați și pe mine. Alo, domnilor. Da, domnule, ce s-a întâmplat? Of. Văd că aveți și dumneavoastră mersi și am o problemă la ambulanță. Pentru ce să ne dați amendă, domnul polițist? Suntem cei mai... Parchează mașina? Care mașina? Taxiul. Păi, dar cum se parchează? Așa cum a parcat pe trotuar, domnul doctor? Că nu poți să mergi pe trotuar de mașină? Ia să-i dați amendă, domnul. Vorbești și cu domnul. Noi am parcat regulamentar să fie loc și pe stradă și pe... Domnule, eu nu am parcat. Staționarea interzisă, domnule. Unde? Eu nu văd semnul. Uite semnul acolo, uite pe stâlp. Eu nu-l văd unde. Iar, vin o să-mi-l arăt, eu nu-l văd unde. Iar l-a furat. Unde e domnul? Domnule, acolo. Unde? L-a furat. Băi, dar era stul, era aici. Țiganii. Are voie, domnule, să stăie 5 minute. L-a furat. Nu are voie. Țiganii sunt clienți fideli pe aici. Care? Unde sunt țiganii? Domnul a dormit, ăsta aici. Ce faci voi aici? Stai, că vrea să violeze toate femeile. Alo. Domnul Firicel, doar așa. Ajutați-l, că e rău, domnul. Ăsta s-a scrimă la...
Viveu la domnul. Ajutați-l. I-am dat eu spaghete și s-a făcut rău de la spaghete. Păi da, m-am dat viața. Ai, săracu. Ce ești, mă? Vezi să nu te stropească domnul din dreapta. Hai domnul să mergem. Poate acum trage o besună de aia toxică pe toți. Domne, dar ce gălăgie acolo, domne. N-a mai fost nicio comandă, domnule? Da, nu. Ăla-i Dan, Dan Marian și multă, dar mult, domnule, ce țipa așa de-i să auzea microfonul așa foarte tare să auzea. Băi, băieți, cred că opresc live-ul ăsta aici, mă, băieți, cu GTA, pentru că nici n-a dat notificare, nici nu se uită lumea, gen, na. Și am un joc pe care vreau să-l filmez sau nu știu, m-a jucat altceva, dar nu știu să mă joc. Domnul, dumneata, ce jocuri te mai joci, domne? Parte, nu știu să mai joc nimic, nu știu, mă plătesc. Domnul, bună ziua, domnul taximetrist. Alo? Alo? Cred că ați găsit persoana. Domnul, ăsta e NPC, domnul? Da, domnul. Doamne ferește. M-a luat cu cabron, cu dele, zic eu, nu, că eu n-ascult cabron. Zi, domnule. Dacă vreți să jucăm ceva, ce? Domnule. Păi nu, ce vreți?